să. La nicio oră, să spun, după ce am ajuns în poziția Zenit, a urmat un fel de tur de recunoaștere, pentru că Zenitul avea o bază centrală și foarte multe poziții înaintate înspre inamic, să spun. La un moment dat am ieșit într-un câmp deschis și deodată comandantul ne-a spus jos, jos, și se auzeau, e un sunet foarte aparte, așa, gloanțele de sniper care treceau pe deasupra capetelor. În 2013, fotojurnalista Ioana Moldovan ajungea pentru prima oară în Ucraina pentru a fotografia mișcările de protest de la Kiev, de pe Euromaidan. Avea să se reîntoarcă în această țară pentru a documenta problema refugiaților interni. Și-a dorit să ajungă și în prima linie a războiului ucrainean. A reușit acest lucru în 2015. Experiența de pe front a fost cu totul și cu totul inedită. Trebuie să recunosc că, deși am fost în zone adiacente conflictului, nu am fost până la momentul Ucraina niciodată în bătaia puștii, să spun așa. A fost prima oară când am fugit de foc de lunetist și am auzit mortiere și rachete grad și alte explozii de genul acesta. Am trăit cu soldații timp de o săptămână, eram singura fată în mijlocul a zeci de bărbați, locuind, să spun așa, în acel bunker. Aveai un sentiment fals, de-a dreptul de siguranță. Deși unul dintre pereți era reconstruit cu saci de nisip, pentru că fusese distrus cu vreo săptămână sau două înainte de o lovitură directă de tank, pentru că avea acel subsol oarecum întărit și cu uși de metal, păreai că ești în siguranță. În primele sunete de explozie, destul de apropiate de locul în care ne aflam, m-au speriat, trebuie să recunosc că m-au speriat. Dar este foarte ciudat cum cu timpul, după câteva zile, chiar după câteva ore, acele zgomote devin cumva sunet de fundal și nu mai tresari la fiecare explozie, nu mai tresari la fiecare împușcătură. Cred că ține cumva de adaptabilitatea oamenilor care ajung cumva să se obișnuiască cu tot ce este în jurul lor. Chiar dacă este ceva atât de groaznic, aș putea spune, și atât de oribil, cum e război. Am petrecut câteva zile și în linia a doua a frontului din Ucraina, unde soldați așteaptă cumva rotația. Sunt cei care stau pe front luni de zile și apoi sunt retrași în linia a doua, unde continuă exercițiile de antrenament, dar unde au un pic de liniște și se bucură de câteva activități normale, să spun așa, cum ar fi să joace volei, să facă baie în lac, să joace table. În toamna lui 2015, Ioana Moldovan se întorcea în Ucraina pentru a documenta fenomenul stresului post-traumatic. Marea majoritate a oamenilor din Ucraina, și nu mă refer numai la soldați, ci și la oameni în general, nu sunt foarte deschiși când vine vorba de apelarea la psihologi. Există încă o stigmă a bolilor mentale care vine încă din era sovietică, dar nu este singurul motiv. Mai există neîncrederea soldaților în capabilitatea psihologilor de a reuși să-i trateze, să-i înțeleagă, pe motivul că aceștia nu au experimentat niciodată ceea ce înseamnă războiul și nu ar avea de unde să știe prin ce au trecut soldații, deci nu ar avea cum să-i ajute. De aceea foarte mulți soldați nu vorbesc cu psihologi, vorbesc mai degrabă cu voluntari. Sunt acei voluntari care merg în spitale și stau de vorbă cu ei, îi ajută, sau chiar și cu preoți în Ucraina. Da, este un război cât se poate de real.
se întâmplă în Europa anilor noștri și cred că este un subiect pe care nu ar trebui să-l ignorăm. Totuși, noi trăim în România, avem graniță cu Ucraina și trebuie să ne gândim că suntem doar la un stat depărtare de Rusia. Dacă am remarcat ceva foarte puternic din toate călătoriile astea, este patriotismul ucrainenilor. E ceva absolut demn de admirat. Și iar majoritatea soldaților cu care am vorbit, și nu numai soldați, ci și oameni de rând, consideră că luptă împotriva unei invazii externe. Nu consideră că luptă împotriva fraților lor ucraineni separatiști, să spun, ci consideră că luptă împotriva unei forțe externe. Și nu își doresc altceva decât să revină la Ucraina care era înainte, la țara lor, și să își construiască un viitor european.